Hei, salutare, sunt Radu de la Think It Lift. Au trecut 6 luni de când folosesc programul Greek God și cum o să scoatem în curând varianta în română, m-am gândit să-ți arăt progresul meu de până acum. Ce o să vezi în video ăsta sunt o colecție de filmări din iunie sau mai până astăzi și asta îți arată ce progres am făcut. Spune-mi ce părere ai. Asta e condiția mea actuală. Sunt undeva la 70 de kg, cam, aș spune, 8-9% grăsime. Și da, să vedem cum o să arate situația după câteva luni de Greek God program. Chiar am încredere că o să iasă bine. Dar da, o să vă țin la curent. Au trecut 2 luni de când fac programul Greek God și m-am gândit să te țin la curent. Pentru că e destul de epic. Asta e starea mea actuală. Acum am 74 de kg. Și sunt încă destul de lin. Ok, am mai trecut încă o lună de când am făcut ultimul video și cum am zis că vă țin la curent cu progresul. Încă o lună de Greek God. Hai să vedem rezultatele. I'm still pretty lean. Acum am 76 de kg. Ok, și aici sunt la 77 de kg. Deci cu 7 kg mai greu decât în primul video. Și aproape la fel de definit. Asta înseamnă creștere musculară fără grăsime. Ok, și ultimul video. Nu e așa mare diferență față de 12 noiembrie, dar ce vreau să vă arăt e că acum am antrenat o perioadă de definire și sunt cam la același procent de grăsime corporală ca în primul video și aici am 76 de kg. Deci au fost 6 kg în 6 luni, ceea ce eu consider cam rata de creștere ideală. Și uite, în partea de jos abdomenului, când se văd venele, atunci poți să știi că ești pe la 9-10% grăsime corporală.